Emil Rengle, replica ci de la adresa lui Cerebel la Survivor România. L-a propus spre eliminare, e recalcitrant. În seara de 14 februarie, în Consiliul de la Survivor România, Emil Rengle l-a propus spre eliminare pe Cerebel. Dansatorul spune că vrea să-i ofere o lecție artistului, dar și că acesta e recalcitrant, plus că nu mai aduce puncte echipei. Cerebel s-a apărat. Emil Rengle a câștigat colanul de imunitate în ediția din 14 februarie la Survivor România 2022, așa că votul lui pentru părăsirea competiției a fost cerebel. A și justificat de ce. Cerebel devine un personaj destul de recalcitrant. Mă deranjează felul în care se comportă la traseu. Te bagă în filmul lui, care nu este un film bun. Nu-mi place filmul lui Cerebel. El nu aduce puncte. Dacă ar fi un om care să aducă puncte, le-aș lua sfaturile ca atare. Nominalizarea din seara aceasta va fi bazată atât pe social, sportiv, cât și strategic. Este o persoană care a avut destul de multe conflicte deja în insulă. E genul de persoană care le creează. E o persoană puțin egoistă. Această persoană este cerebel. Dacă la ceva se pricepe, este să vorbească mult. Nu vede pădurea de copacul din fața lui, a spus Emil Rengle. N-am cum să fiu de acord cu ce a spus Emil, ce rebel a reacționat imediat. La joc suntem toți egali. Am rămas surprins să aflu un vot și la votul colectiv. Referitor la ce a zis Emil, nu sunt de acord cu nimic. A zis că sunt egoist, că lucrurile nu ne aparțin sunt cel mai pasionat de aici de forma de supraviețuire. Tatăl meu m-a învățat să mă adaptez. Nu-mi place lenea. Când fac eu ceva și e bun, să-și facă fiecare. E ca un tacâm, nu mâncăm toți cu aceeași furculiță. Dacă am făcut un lucru bun, să și-l facă și ei. Au pretenția să-l șeuiesc cu toată lumea, în timp ce alții stau la soare. Ce rebel se gândește cum să-mi fac un colțișor din poncea.